Pentru prima dată apare în cadrul unei analize de Wall Street Journal rolul jucat de Nicolae Patrușev, un apropiat al lui Putin, în uciderea liderului mercenarilor Wagner, Evgeni Prigojin. Patrușev este alături de Putin de zeci de ani, împărtășește ideologia și execută planurile de asasinate din Rusia și din afara ei. Discut mai multe cu Florin Jipa, editor șef la Monitorul Apărării Securității. Bună din nou, Florin! Mai multe servicii de informații occidentale îl contrazic pe Putin, care declarase că explozia unei grenade de mână a cauzat prăbușirea aeronavei lui Prigojin, când de fapt a fost vorba de un dispozitiv explosiv montat sub aripa avionului. Ce detalii mai ai? Bună, Maria! Într-adevăr, implicarea lui Patrușev îl face responsabil direct pe Putin de uciderea lui Prigojin. Era clar când Prigojin pe 23 iunie 2022 a început revolta armată împotriva lui Putin cu aproximativ 30.000 de mercenari Wagner, că nu va fi iertat, chiar dacă Putin promisese acest lucru. Bineînțeles că și teoria spusă de Putin, cum că o grenadă ar fi explodată în interiorul aeronavei, n-avea cum să rupă o aripă. Este mult mai plauzibilă această teorie a serviciilor de informații occidentale, dar și unui ofițer de informații rus, cum că sub o aripă a avionului a fost montat un dispozitiv exploziv care a explodat în aer. Nu știu dacă acest lucru va schimba cumva în Rusia percepția lui Putin. El încă este văzut ca un candidat la prezidențiale din martie anul viitor. De altfel, am văzut că grupul lui de susținere și-au și fixat țintele. El va fi ales cu peste 80% din voturi și va fi o participare de peste 70%. Deci, cumva, cărțile au fost făcute înainte de alegeri cu mult timp. Și în ce alte asasinate a mai fost implicat Patrușev? Da, Patrușev este o figură, chiar dacă nu este o figură așa să iasă în evidență, este o figură care inspiră teamă la Moscova, este foarte ambițios, îl vede pe băiatul lui Dimitri, care este actual ministru al agriculturii în guvernul rus, ca un viitor succesor al lui Putin. În 1998, când Putin a trecut la conducerea Rusiei, l-a numit pe Patrușev șef al FSB-ului, de atunci acesta a fost tot timpul în umbra lui Putin. El este cel care a inventat ceaiul radioactiv, prima victimă a acestui mod de asasinat a fost Alexandru Litvinenko, care a fost otrăvit în timp ce era în Londra, iar atunci un restaurant din Londra a fost contaminat. Iar în 2016 a fost la fel implicat în manifestările violente anti-NATO din Muntenegru, dar cam toate asasinatele care au fost produse în ultimii ani și toate persoanele care s-au opus regimului Putin și au murit, au în spate membrii apropiați ai lui Putin, printre care și Nicolae Patrușev.